Good morning. Încă o dată bună dimineața. And happy Sabbath. Și sabat fericit. Shall we pray? Să ne rugăm. Our dear Heavenly Father. Tatăl nostru drag din cer. We thank you once again for a beautiful morning. Îți mulțumim încă o dată pentru o dimineață frumoasă. We thank you for our Bible study. Și îți mulțumim pentru studiul nostru biblic. So we have now come before thee to continue our study. Acum când am venit înaintea ta ca să continuăm studiul nostru. We first of all want to pray that you would empty us of self. În primul rând vrem să te rugăm ca să ne golești de eul nostru, de sine. And we pray that your Holy Spirit would take full control of these meetings. Și ne rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să preia controlul întreg asupra acestor întâlniri. We pray that you would fill this place with holy angels. Te rugăm ca să umpli acest loc cu îngerii Tăi cei sfinți. That you would rebuke every evil spirit. Ca Tu să alungi orice demon. I pray that you would rebuke the demons of pride. Te rog să alungi demonii mândriei. Rebuke the demons of prejudice. Și pe cei ai prejudecăților. Rebuke the demons that would harden hearts. Pentru pe aceia care ne dau inimi împietrite. And rebuke Satan who would try to close minds. Și te rog, alungă-l tu pe Satana care încearcă să închidă mințile noastre. And we pray that only your sweet presence would be felt in this place. Și te rugăm ca doar prezența ta scumpă să fie simțită în acest loc. And we pray for the latter rain experience. Și te rugăm pentru experiența ploii târzii. And we pray that you would open up our hearts and minds. Și te rugăm ca să ne deschizi tu inimile și mințile. To be able to clearly understand your holy word. Ca să putem înțelege cât mai clar cuvântul tău sfânt. Please help my thoughts to be clear. Te rog, ajută-mă ca mintea să fie cât mai clară. I pray that you please bless and help the translation to be clear. Te rog să faci tu ca și traducerea să fie cât mai clară. And we pray that you would please be with our Sabbath service now. Și te rog să fii cu noi în acest serviciu în sabat. And help us to keep it holy. Și ajută-ne să îl sfințim. In Jesus' name we pray and thank you. În numele lui Isus ne rugăm și îți mulțumim. Amen. Amin. We're going to continue in our Bible study now. Vom continua cu studiul nostru biblic acum. Before we begin, I just want to share a quotation with you. Înainte ca să începem, vreau să vă arăt, să vă împărtășesc un citat. This is we're talking about the taxing by Augustus Caesar. Un citat din Spiritul Profetic care vorbește despre Cezar Augustus și despre taxe. This is coming from Spirit of Prophecy, Volume 2. Vine din Spiritul Profetic, volumul 2, page 17. Pagina 17. And it simply says, angels behold the weary travelers. Îngerii au condus, au călăuzit călătorii obosiți. Joseph and Mary. Pe Iosif și pe Maria. Making their way to the city of David to be taxed. În timp ce ei mergeau spre cetatea lui David ca să fie taxați, ca să fie să se supună taxelor. According to the decree of Caesar Augustus. Așa cum cerea decretul lui Cezar Augustus. All right, so I just want to show you how the spirit of prophecy teaches this. Am vrut să vă arăt că și spiritul profetic scrie tot așa. Says that Caesar Augustus taxed people. Spune că Cezar Augustus a pus o taxă, un impozit pentru popor. Alright, so I just wanted to show that to you because we were talking about that in our last discussion. Am vrut să vă arăt lucrul acesta pentru că am vorbit despre acest lucru în prezentarea trecută. Alright, so when we look at different Bible translations. Când ne uităm la diferite traduceri biblice. We're looking for the most accurate translation.
Și căutăm traducerea, căutăm de obicei traducerea cea mai potrivită. To be able to interpret Bible prophecy. Ca să putem interpreta profeția biblică. Alright, we're going to go ahead and go back again in 11 to pick this to continue this. Vom merge înapoi la Daniel 11 ca să continuăm. Everyone see the board okay? This is right here. Puteți să vedeți cu toții tabla bine dacă stăm așa? Everyone see that okay? Puteți vedeți? Is that better? Este mai bine așa? Can you see that back, you know? Să vedeți și în spate? Right there? Okay. Everyone see this? Toată lumea vede? All right, we're working on a small stage here, so we only have so much room. Deci avem un spațiu mai restrâns, așa că ne străduim. So let's go ahead and get back into Daniel chapter 11. Haideți să mergem înapoi la Daniel capitolul 11. All right, so we left it off down here, so on Rome, pagan Rome. Am rămas aici la Roma păgână. Daniel chapter 11. Daniel capitolul 11. Verse 20, we have the raiser of taxes. În versetul 20 îl avem pe ridicătorul de taxe. Or some versions say the enrollment, the enrolling people. Și în alte locuri spune asupritorul. All right, verse 21 talks about then another person, a vile person coming to power. Următorul verset spune despre un alt om care prinde putere. What does it say right there in verse 21? Say vile person? Disprețuit, un om disprețuit, vile, it's a What does it say? Disprețuit. What kind of person does it say right there? Okay. Rejected person. Well, the rejected person was Tiberius. Acest om disprețuit a fost Tiberiu. History tells us that Augustus did not want Tiberius to be the Caesar. Istoria ne spune că Augustus nu a vrut ca Tiberiu să ajungă Cezar. He rejected him. Că l-a respins. But his wife Olivia convinced him. Dar soția lui, Olivia, l-a convins. Okay, so Tiberius then becomes the Caesar. Așa că Tiberius ajunge Cezar. After Augustus. După Augustus. And you can find this in the Gospels. Și puteți afla aceste lucruri din Evanghelii. Matter of fact, let me just show you very quickly that Tiberius Caesar was the one ruling. Și să vă arăt că Tiberiu este cel care conducea. He was the one ruling when Jesus was crucified. El era cel care conducea când Isus a fost crucificat. You can find this in Luke chapter 3. Găsim acest lucru în Luca capitolul 3. Verse 1. Versetul 1. Verses 1 through 3. De la 1 la 3. Let's look at this very quickly. Luke chapter 3 verse 1. Hai să vedem în Luca capitolul 3 versetul 1. So now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, Herod being tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of Iturea, the region of Trachonitis, Lysanias the tetrarch of Abilene, Annas and Caiaphas being the high priest, the word of God came unto John, the son of Zacharias in the wilderness, and he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei. Și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. All right, so notice who was ruling when John the Baptist came? Deci cine domnea când a venit Ioan Botezătorul? Tiberius Caesar. Tiberiu Cezar. And who was baptized during this time? Și cine a fost botezat în această perioadă? Verse 21 tells us. În versetul 21 ni se spune. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. And the Holy Ghost descended in a bodily shape, like a dove upon him, and a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. În versetul 21 și 22, după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea,
Tu ești fiul meu preiubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. All right. So Jesus was baptized during the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Deci Isus a fost botezat în al 15-lea an al domniei lui Tiberiu Cezar. That's chapter 3 verse 1. Aceasta apare în capitolul 3 din Luca, versetul 1. It was the 15th year of Tiberius's reign. Faptul că era al 15-lea an al domniei lui Tiberiu Cezar. All right, now he began this very interesting history right here. Este o istorie foarte interesantă aici. Because Tiberius Caesar, pentru că Tiberiu Cezar, he began to rule along with his father-in-law. A început ca să domnească împreună cu socrul său, sau cu tatăl lui Vitreg, da, tatăl lui Vitreg. He actually began to reign 2 years before Augustus died. De fapt, a început ca să domnească cam cu 2 ani înainte să moară Augustus. Augustus died in 14 AD. Augustus a murit în 14 după Hristos. So he began to rule 2 years before that, which was in 12 AD. Și el a început să domnească cu 2 ani înainte, adică în anul 12 după Hristos. So what was the 15th year of his reign? Înseamnă că care era al 15-lea an al domniei sale? Okay. 12 plus 15. The 15th year of his reign was what? 27 AD. 27. Right? Înainte de, adică după Hristos. And we know that was a fulfillment of the 70-week prophecy of Daniel 9. Și știm că aceasta este împlinirea celor 70 de săptămâni din profeția lui Daniel. Right? You've all studied Daniel chapter 9 before? Ați mai studiat Daniel capitolul 9? Right? 457 BC. Din 457 înainte de Hristos. The decree of Artaxerxes. Decretul lui Artaxerxe. That you can find that in Ezra chapter 7. Care îl găsim în Ezra capitolul 7. It was the 7th year of Artaxerxes. A fost în al 7-lea an al lui Artaxerxes. Artaxerxes began to reign in 464 BC. Și Artaxerxes a început să domnească în 464 înainte de Hristos. The 7th year of his reign. Și al 7-lea an al domniei sale. According to Ezra chapter 6. Conform lui Ezra capitolul 6. The decree goes forward in 457 BC. Decretul este dat în 457 înainte de Hristos. This is the 70 weeks. Și urmează cele 70 de săptămâni. For the 490 years to the Messiah. Sau cei 490 de ani. Right? You all know this, don't you? Știați aceste lucruri, nu? You've all studied this before? Ați mai studiat aceste lucruri? Right. There will be 69 weeks. O să fie 60, deci sunt 69 de săptămâni. Which would be 483 years. Care sunt 483 de ani. So dated in 457 BC. Din 457 înainte de Hristos. 483 years later. 483 de ani mai târziu. Would be 27 AD. Ajungem la anul 27 după Hristos. Now will be the Messiah. Și atunci apare Mesia. What does Messiah mean? Ce înseamnă Mesia? Anointed one. Cel uns. When was Jesus anointed with the Holy Spirit? Când a fost uns Isus cu Duhul Sfânt? When he was baptized. La botez. Right? Da. And we just read in Luke chapter 3. Tocmai am citit în Luca capitolul 3. That Jesus was baptized in the 15th year of Tiberius Caesar. Că Isus a fost botezat în al 15-lea an al lui Tiberiu Cezar. Which is 27 AD. Care este tot 27 după Hristos. So this was a fulfillment of prophecy, okay? Deci a fost o împlinire a unei profeții. One week later. O săptămână mai târziu. That's 7 years later. Care înseamnă 7 ani mai târziu. In 34 AD. În 34 după Hristos. That was the stoning of Stephen. Atunci a fost împroșcarea, uciderea cu pietre a lui Ștefan. And the gospel would then go to the Gentiles. Și evanghelia a mers după aceea la neamuri. Probation would close upon the Jews. Și se închide timpul de har, timpul de probă pentru iudei. Daniel chapter 9 verse 26, 27. Daniel capitolul 9 versetele 26 și 27. Says that in the middle of that week. Spune că în mijlocul săptămânii. Which is 3.5 years. Care înseamnă 3 ani jumate. Messiah would be cut off. Mesia va fi târpit. Or crucified. S-au crucificat. And then 3.5 years later, then it would be the close of the 70-week prophecy. Și apoi după 3 ani jumate se încheie profeția de 70 de săptămâni. So all these things that Daniel's prophesying in Daniel 11.
Deci toate aceste profeții ale lui Daniel în capitolul 11 din Daniel. Remember the prince of the covenant would be broken, he'd be crucified. Țineți minte, prințul legământului sau cum arată comandantul legământului va fi nimicit. Toate acestea împlinesc o profeție biblică. Ați înțeles? Yeah? Se înțelege? Okay, good. Let's go back to the book of Daniel. Să mergem înapoi la Daniel. Daniel 11. Daniel 11. All right. Now we're continuing to talk about pagan Rome. Continuăm să vorbim despre Roma păgână. Okay? Pagan Rome. Roma păgână. What would happen after this? Ce se va întâmpla după asta? Now we need to move forward so we a little bit quicker. Trebuie să mergem înainte, puțin mai repede. Let's go down to verse 24. Să mergem la versetul 24. Verse 24. Versetul 24. He shall enter peaceably even upon the fattest places of the province, and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey and spoil and riches, yea, and he shall forecast his devices against the strongholds, even for a time. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului, va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui. Va împărți prada, jafurile și bogățiile. Va urzi la planuri împotriva cetățuilor și aceasta va ține o vreme. All right, so now notice, verse 24, we have a time prophecy here. În versetul 24 avem o profeție de timp. Now, verse 23 talks about a league made with the Jews. În versetul 23 ni se spune despre o înțelegere care s-a făcut cu iudeii. All right, now when you look at this prophecy. Și când te uiți la această profeție. Okay. So this prophecy is important to understand. Și această profeție este important ca să o înțelegem. It talks about where this prophecy is taking us back to a time when Rome would make an agreement with the Jews. Această profeție ne aduce înapoi în timp când Roma face o înțelegere cu iudeii. Now when you study this prophecy, și când studiem această profeție, the Jews, iudeii, back in the days of the Maccabees, în zilele Macabeilor, they were at war with Greece. Erau în război cu Grecia. Right? The Jews made an agreement with the Romans. Și iudeii fac o înțelegere cu romanii to help them in this struggle. Ca să-i ajute în această problemă. This was back in verse 14. The robbers beginning to exalt themselves against Greece. Aceasta începe din versetul 13 când jefuitori încep să se împotrivească Greciei. According to the history, conform istoriei, the book of Maccabees, Cartea Macabeilor. Takes place in 158 BC. A războaiele Macabeilor au loc în 158 înainte de Hristos. Now this date is disputed. Is disputed a little bit. Această dată este puțin controversată. Uriah Smith says it was in 161 BC. Uriah Smith spune că a fost în 161 înainte de Hristos. You notice the date that's on the chart over here. Dar uitați data care este aici pe hartă. They put 158. Au pus 158. According to the book of Maccabees. După Cartea Macabeilor. All right, so you're now looking at it. So we have this league between the Jews and the Romans. Deci avem această alianță între iudei și romani. All right, that's brought to view in verse 23. Despre care ni se spune în versetul 23. And then verse 24 talks about a major battle that took place. Și apoi în versetul 24 ni se spune despre o bătălie majoră care a avut loc. So the major battle that took place after this time. Deci bătălia majoră care a avut loc după acest timp. It was the battle of Actium. A fost bătălia de la Actium. It's the battle of Actium. Bătălia de la Actium. And this battle took place September. Și aceasta a avut loc în septembrie. I believe it was September 2nd. Cred că a fost septembrie 2. 31 BC. În anul 31 înainte de Hristos. All right, are you all still with me? Încă urmăriți? And then it says that Rome. Și apoi ni se spune că Roma would have the stronghold for a time. Va deține puterea pentru o vreme. Look at verse 24 again.
Să mergem înapoi la versetul 24. He shall enter peaceably even upon the fattest places of the province, and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey and spoil the riches. Yea, and he shall forecast his devices against the strongholds, even for a time. Does it say strongholds in there as well? Strongholds in time? Strongholds, in the bottom of verse 24. Strongholds. No, what does it say? Va urzi planuri împotriva cetățuilor. They will make evil plans against the cetățuilor. Against the what? Okay. City? Okay, that's good. That's strong good. City. That's good. Okay, that's it's good. Okay. It's the same. Yeah, perfect. Okay, good. Yeah. So read that. That's good. Good. That's good. Strong city. Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri. Nu. Scuzați, versetul 24. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului. Va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui. Va împărți prada, jafurile și bogățiile. Va urzi la planul împotriva cetățuilor și aceasta va ține o vreme. All right, so it says that there will be the Rome would take over the strong city in 31 BC. Deci spune că Roma va cuceri o cetate, niște o cetățui apare aici la noi. Cetățui. What is the strong city? Ce, care sunt aceste cetățui? Ce este această fortăreață, cetățuie? No, the strongholds. Jerusalem was not the capital of Rome. Ierusalimul nu era capitala Romei. What was the strong city or the capital of Rome? Care era cetatea puternică sau capitala Romei? Rome, right? Roma. Okay, this is important to understand for this time prophecy here. Este important să înțelegem. So what is the strong city? Deci ce este cetatea aceasta, cetățuia? The strong city is the city of Rome. This is in the west. Aceasta este cetatea Romei din în vest. You know, pay attention to this prophecy. It's very important to understand here. Fiți atenți aici, că este foarte important să înțelegem. The strong city or the city of Rome in the west. Deci această cetățuie sau cetatea Romei would be controlled for how long? Va fi controlată, va fi sub controlul lor pentru cât timp? What does it say right there in verse 24? Ce zice în versetul 24? For how long? Pentru cât timp? O vreme. Does it say time? Yes. For a time, right? Okay, so look at this. So the city of Rome will be controlled for a time. Deci această cetate a Romei va fi controlată pentru o vreme. What is a time in prophecy? Ce înseamnă o vreme în profeție? Un an. Okay. One deci 360 de ani. How many days are in a year? Câte zile erau într-un an? Erau 360 de zile. 360 days. Un an, am zis 360 de ani, am vrut să zic zile. Așa, deci 360 de zile. What is a day equal? Cu cât este egal o zi? One year. O zi e egal un an. So the city of Rome seamnă că cetatea Romei will be controlled for 360 days or 360 years. Va fi dominată, controlată pentru 360 de ani. Are you all with me? Înțelegeți? Beginning at that battle. Începând de la acea bătălie. 31 BC. Din anul 31 înainte de Hristos. Okay, let's do the math now. Să facem calculul. 31 BC. 31 înainte de Hristos. Now remember, from BC to AD, there's that zero-year issue. Între anul de dinainte de Hristos și după Hristos mai este acea chestiune cu cifra 0, care este un an care se calculează. So when you take 300, care nu există de fapt. So when you take 360 years from 31 BC. Deci când iei 360 de ani. You come to 330 AD. Ajungi la anul 330 după Hristos. Okay. What would happen in 330 AD? Deci ce se întâmplă în 330 după Hristos? Constantin, what was Rome doing for a time? Ce a făcut Roma timp de o vreme? What was Rome doing for the 360 years? Ce a făcut în acești 360 de ani? They were controlling what? Controlau ce? They were controlling the strong city. Controlau cetatea puternică. They were controlling Rome, the west. Deci Roma. So at the end of the time. Și la sfârșitul acestei vremi, in 330 AD, în 330 după Hristos, ce se va întâmpla? They would lose control of the strong city. Pierd controlul asupra acestei cetăți puternice. Right? What happened? Did that fulfill prophecy? Ce s-a întâmplat? S-a împlinit profeția. What happened in 330 AD? Ce s-a întâmplat în 330 după Hristos? Constantine. Constantin.
moved the capital. A mutat capitala. From the west. Din vest. To the east. La est. And he called it what? Și cum a numit-o? Constantinople. Constantinopol. Are you all with me? Înțelegeți acum? This is important to understand here. Este important să înțelegem aici. Because as soon as Rome vacated or left the strong city. Pentru că de îndată ce Roma a părăsit cetatea. And as soon as they moved over here to the east. Și s-a mutat în est. You now have the pagan tribes trying to take over the west. Vedem că triburile păgâne încearcă să cucerească vestul. This is the whole history of the 10 kingdoms. Aceasta este istoria celor 10 împărății. Beginning in 395 AD. Care începe în 395 după Hristos. Until 476. Până în 476 după Hristos. Rome was being torn apart by these pagan tribes. Roma a fost împărțită în mai multe bucăți de către aceste triburi păgâne. Now these were the pagan Roman, these were the pagan Germanic tribes. Aceasta a fost Roma păgână și acestea au fost triburile păgâne germane. Okay, these are the pagan tribes that came down from the north. Triburile păgâne care au venit din nord. This later on became these are the Europeans. Here. Acestea au devenit după aceea Europa. Okay. This is the pagan tribes. Tiburile păgâne. People like the Vandals. Ca vandali. The Ostrogoths. Ostrogoții. Huns. Huni. Alamanni. Alamani. Franks. Francii. The Burgundians. Burgunzi. Suebi. Suezi. The Saxons. Saxoni. Okay. This is modern day Europe now. Aceasta este Europa modernă de azi. Right? That divided up the Roman Empire. Divizarea Imperiului Roman. To this day you still have these tribes around. Până în ziua de astăzi avem aceste triburi. Who are the modern day Huns today? Cine sunt hunii moderni? Hungarians. Hungarians. That's right. Ungaria. Who are the modern day Alamanni? Cine sunt alamanii din zilele noastre? Germans. Germanii. Who are the modern day Saxons? Cine sunt saxoni, anglosaxoni? The English, the British. Englezii, britanici. Okay. Who are the modern day Franks? Cine sunt francii moderni? France. Franța. Who are the modern day Burgundians? Și burgunzii moderni. Italieni. And also Portugal. Italia și Portugalia. Who are the modern day Suebi? Cine sunt Swiss. Suezii. So all these people in Europe. Deci toți aceștia elvețieni, da? The blood the Europeans have the pagan bloodlines. Deci toți europenii au sânge păgân. But Romania. Everybody. Who are the Romanians? De unde vin românii? A little bit of the Romans? Un pic de romani? And a little bit of what's the other tribe? Dutch. The Dutch? Dutch. It's a mixture, right? Da, este un mix dintre Dutch și romani. So all of us, we all have pagan blood now. Deci toți avem acum sânge păgân. Right? But you know that we can have a blood transfusion, right? Dar știți că putem face o transfuzie de sânge, nu? Right? Jesus gives us new blood. Iisus ne dă sângele său, sânge nou. Okay? And we can become adopted now. Și putem să fim adoptați acum. From being pagans, din păgâni, to being children of God. În copii al lui Dumnezeu. Right? So we no longer have to act like pagans, right? Nu trebuie să ne mai comportăm ca și păgânii. You know, drink and sleep around women and fight. Băutură și prea curvie și lupte, mânie. This is people that act like this are still have pagan blood. Oamenii care încă se comportă așa mai au sânge păgân. Yeah. This is the pagan blood, right? Acesta este sângele păgân. So let's be careful that we don't have still have pagan blood in us, right? Să avem grijă să nu mai avem sânge păgân în noi. Right? Da? You know, when you look at pagans. Știți când vă uitați la păgâni? They come home. Vin acasă. Woman. Zice, femeie. Eat my food. Adu mâncarea. It's pagan blood. Așa se comportă sângele păgân. Are we pagans? Suntem noi păgâni? Or are we Christians? Sau creștini? Are we children of God? Suntem copiii lui Dumnezeu? Do we treat our wives and children with courtesy and respect and love? Ne tratăm soțiile și copiii cu
curtezie și cu amabilitate, cu dragoste. Do we treat our husbands with respect and courtesy and love? Femeile își tratează soții cu curtenie, cu respect, cu dragoste. Do we treat our children with respect, courtesy and love? Ne tratăm copiii cu respect, cu curtenie, cu dragoste. Or are we still pagans? Sau suntem încă păgâni? Facem așa. Right? Okay. So yeah. we need to no longer be pagans. Amen. Trebuie să nu mai fi păgâni, da? Pagans will not be in heaven. Păgânii nu vor ajunge în cer. Okay. Right? Da? You know, pagans don't have manners. Păgânii nu au maniere. Yeah. Right? Da? Pagans are rude. Sunt sălbatici. Right? Christians are courteous. Creștinii sunt Christians are courteous. Sunt curtenitori, asta ar fi. Sunt curtenitori. Christians know how to say please. Știu cum să zic că sunt politicoși, sunt curtenitori, da. Știu să zic că te rog frumos. Are you hearing what I'm saying? Înțelegeți ce spun? Christians know how to say please. Creștinii știu cum să spună te rog frumos. Christians know how to say thank you. Știu să spună mulțumesc. Right? Christians know how to say you're welcome. Știu să spună cu plăcere. Christians know how to smile. Știu să zâmbească. Are you all with me, friends? Mă urmăriți? Or are you getting distracted? Sau sunteți distrași? Huh? You don't want to be talked to, right? Nu vreți ca să vi se mai vorbească. Okay. Our culture, we, you know, oftentimes we say, well, I am cultura noastră. Noi de multe ori spunem, eu sunt român. I'm a proud Romanian. Sunt un român mândru. I'm a proud American. Sau sunt un american mândru. I'm a proud Russian. Sau un rus. I'm a proud mândru. German. Sau un german mândru. But what's interesting is, dar ce este interesant este, when we become Christians, când devenim creștini, we have to forget our culture. Trebuie să uităm cultura. Because we become part of a different kingdom. Pentru că noi începem să facem parte dintr-un nou împărăție, dintr-o altă împărăție. And some of us have to learn how to overcome our cultural issues. Și unii dintre noi trebuie să învățăm cum să trecem peste problemele noastre culturale. Because every culture has problems. Pentru că fiecare cultură are problemele ei. Fiecare cultură. So let me give you a clue. If you want to overcome your defects of character, your problems. Și vreau să vă dau o soluție. Dacă vreți să biruiți problemele din caracterul dumneavoastră. God has given us an instruction manual. Dumnezeu ne-a dat un manual de instrucțiuni. Îl vedeți? Read this book. Citiți right? Această carte. And follow it. Și faceți ce scrie în ea. Let me show you something really quickly. Să vă arăt ceva pe scurt. You have a question, you said? Yes. If you want to know if the Buddhists are formed from the pagan tribes too. The Buddhists? They come from a different race, a line of people. Physically, they come from somewhere else. But Buddhism is pagan, is what pagan worship. Deci, budismul este păgânist, este închinare păgână. Yes. Întreba el dacă de unde vine budismul și persoanele care se închină la Buddha. But they come from a different genealogy. Dar vin din altă genealogie, din altă linie, nu ca și triburile păgâne din Europa. When you look at Noah's three sons. Dacă te uiți la cei trei fii ai lui Noe. Shem, Ham and Japheth. Sem, Ham și Iafet. They all became different people groups. Toți au devenit diverse grupuri de popoare. And when you understand this, când înțelegi acest lucru, it shouldn't cause people to be racist. Nu ar trebui ca să mai fie oamenii rasiști. But it should cause us to realize that we all are part of the same bloodline. Ar trebui să înțelegem până la urmă cu toții că toți facem parte din aceeași sânge. So when you look at the genealogie. So we're not going to go into the genealogy right now. Nu vom intra acum în genealogie. But let me read something to you real quick. Dar dați-mi voie să vă citesc ceva pe scurt. How many of us want to be Christians and no longer barbarians? Câți dintre dumneavoastră vreți să fiți creștini și să nu mai fiți barbari păgâni? Then let me show you something. Go to Colossians. Deschideți la Coloseni. Colossians chapter 3. Coloseni capitolul 3. I want to read something to you. Să vă citesc ceva. Colossians chapter 3. Coloseni 3. We're studying about the daily being paganism. Studiem despre faptul că necurmata înseamnă păgânism.
Let's read something very quickly about how to be Christians. Dar să vă citesc ceva foarte pe scurt despre ce înseamnă să fii creștin, cum să fim creștini. Let's pick it up in verse 4. De la versetul 4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry. For which thing's sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Read the first 4 through 6. De la 4 la 6. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Versetul 7 apoi. In the which ye also walked some time when you lived in them, but now also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Versetele 7 și 8. So verse 8 talks about getting victory over anger. Deci versetul 8 spune ca să biruim mânia. Anybody here have a anger problem? Are cineva probleme cu mânia? You know that, you know, a short fuse? Știți că... You know what a short fuse is? A firecracker. Știți ce sunt scânteile? Anyone know what dynamite is? Știți ce este dinamita? You know, you have like a long fuse. Aveți un fitil. Right? And fitil lung. Usually if you're going to blow something up, you put the fuse way far away. Și de obicei când vrei să aprinzi ceva, să explodezi ceva, pui fitilul cât mai departe. Și l-a prins acolo într-un capăt. Și apoi merge așa. Și după aia explodează. But some people have a short fuse. Dar unii au un fitil foarte scurt. Not long, it's very short. Nu prea lung, este foarte scurt. You know what that is? Știți care este acela? It doesn't take a whole lot to light it. Nu trebuie prea mult ca să-l aprinzi. And it blows up real quick. Și imediat explodează. So it's like this. Și este? Așa. Right? Da? Some people have this problem, don't they? Unii au această problemă, nu? You look perfectly fine. Și trăiesc foarte liniștit. Something happens. Arată foarte liniștit. Maybe something happens. Și ceva se întâmplă, orice. And rather than long suffering and patience. Și în loc să aibă foarte multă răbdare, să sufere cu răbdare. Quick tempers, right? Au temperamente foarte iuți. Face așa. Right? Da. So we need to get victory over anger. Deci trebuie să biruim mânia, să biruim mânia. Wrath. Vrăjmășia. Malice. Răutatea. Do you know what malice is? Știe cineva ce înseamnă răutatea? It's bad attitudes toward people. Înseamnă atitudinea răutăcioasă față de oameni. Blasphemy. Și este blasfemie, dar aici la noi e clevetire. And also filthy communication out of our mouth. Și vorbele rușinoase, adică comunicarea rușinoasă. You know what filthy communication is? Ce înseamnă comunicare rușinoasă sau vorbe rușinoase? It's cursing. Înseamnă înjurături. Using bad language. Să folosim un limbaj nepotrivit, un limbaj rău. Not only that. Necuvicios. But it's also just having low language, low speech. You talk about things that are not pure. Și să vorbești într-un mod josnic cumva. Lucruri murdare, lucruri rele. Christians can always be told by what they say. Creștinii tot timpul pot să fie recunoscuți după felul în care vorbesc, lucrurile care le spun. You can always tell who's a Christian who's not by what comes out of their mouth. Imediat poți să-ți dai seama care este creștin și care nu este după ceea ce este de pe gura lui. Why? De ce? Because Jesus says. Pentru că Isus spune. Out of your heart you speak. Că din inimă ies cuvintele. People talk about what's in their heart. Sorry. People talk about what's in here. Da, oamenii vorbesc ceea ce au în inimă. Whatever's in here? Tot ce este în inimă? Whatever's up here? Ce este de fapt în mintea noastră? Comes out right here. Aceea va ieși pe gură, nu? All right. So if garbage is coming out of your mouth? Dacă ies
gunoaie pe gura ta. Is filth is coming out of your mouth? Dacă murdărie iese pe gura ta. Because filth is in your mind. Pentru că ai murdărie în minte. Garbage is in your heart. Și ai gunoi în inimă. God will never save a corrupt heart. Dumnezeu nu va mântui niciodată o inimă care este coruptă. Verse 9. Versetul 9. Come on now, so you wanted to come here and just hear some prophecy lecture, right? Toți ați vrut să veniți să auziți niște profeții, o predare despre profeții. But prophecy is not just up here in your mind. Dar profeția nu este doar aici, la nivel intelectual, în minte. Prophecy, believing God's word should change our life. Profeția și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să ne schimbe viața. Verse 9. Versetul 9. Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Verse 9 and 10. Versetele 9 și 10. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui care ce l-a făcut. So no more lying. Deci fără minciună, nu mai. We should be honest. Ar trebui să fim sinceri. 144,000 have no guile in their mouth. Nu s-a găsit necurăție, minciună în gura lor. You know what guile is? Știi ce înseamnă minciuna? Guile is not an outward lie. Minciuna nu. It's not an outward lie or a blatant lie. Nu este o minciună fățișă, having guile, ci minciuna, acest fel de minciună. You could say part of the truth. Poți să spui o parte din adevăr. But you could say it in such a way. Dar poți să spui într-un așa fel încât să denaturezi. As to mean something totally different. Ca să însemne ceva diferit. Right, you understand what I'm saying? That's deception, brothers and sisters. Aceasta este înșelăciune, amăgire. It's a form of hypnotism. Este ca un fel de hipnoză. You say one thing, spui un lucru, but you can say it in such a way, dar poți să spui în așa fel, or you can have a certain look on your face, sau poți să transmiți ceva prin fața ta, să ai o anumită expresie a feței, or by your body language, sau să transmiți ceva prin limbajul corporal. You say something to give a different impression. Când spui ceva, să dai de fapt o altă impresie, o altă conotație. For example. De exemplu. You may speak about somebody else. Poți să vorbești despre cineva. Hey, you know that? You know Pastor Richards? Îl cunoști pe pastorul Richards? He's a real good brother. Este chiar un frate bun. Or you could say. Sau poți să spui. You know that Pastor Richards? Îl știi pe acel pastor Richards? He's a real good brother. Este un frate bun. I just said the same thing. Am spus același lucru. But I meant something different. Dar am vrut să spun de fapt altceva. It's a form of deception. Este un fel de amăgire. It's a form of lie. Un fel de minciună. It's a form of guile. Este o formă de minciună. All this stuff has all of these things have to leave our character. Toate aceste lucruri trebuie să dispară din caracterul nostru. It cannot be there. Nu pot să fie acolo. This is what Satan was doing in heaven. Așa a făcut Satana în cer. Wasn't he? Nu? Hey, we need to be loyal to God. Trebuie să fim loiali lui Dumnezeu. But you know there's some problems. You know God is really good. Așa zicea și Satana, Dumnezeu este foarte bun. But you know I just don't know about something. Are you with me? He's planting doubts, seeds of doubts. El planta semințele îndoielii. This. Prin felul în care spunea lucrurile. Anybody who does this. Oricine care face lucrul acesta. Following the example of Lucifer. Urmează exemplul lui Lucifer. Okay? Christians should be upright. Creștinii ar trebui să fie direct. Straightforward. Very direct. Drept. Courteous. Curtenitor, politicoș. Kind. Blânzi, amabili. But honest. Dar sinceri. Okay? Let's continue on, verse 11. Cinstiți, sincer, da. Verse 11. Să continuăm, versetul 11. Now notice, this is all the stuff the pagans do. All the barbarians do this kind of stuff. Deci toți barbarii, păgânii fac acele lucruri. But are we pagans anymore? Dar mai suntem noi păgâni? Let's look at verse 11. Hai să ne uităm la versetul 11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod,
Ci Hristos este totul în toți. All right, so what that means is Jesus does away with cultural lines now. Deci ceea ce vrea să spună este faptul că Hristos șterge barierele culturale. This is now our culture. Aceasta este cultura noastră acum. Heaven is our culture. Cerul este cultura noastră. I am of a very mixed bloodline. Yeah, el are un sânge foarte amestecat. My blood, I have a mixed bloodline. Are o linie genealogică foarte mixtă. I have Irish blood. Are sânge irlandez. Scottish blood. Scoțian. English. Englez. German. German. Welsh. Galez. Okay, that's just from my mother's side. Asta numai din partea lui mamei sale. From my father's side. Din partea tatălui. I'm Puerto Rican blood. Are sânge de portorican. Does anyone know what Puerto Ricans are? Știți cum sunt aceștia? Puerto Ricans are another mixture. Portoricanii, ei înșiși sunt un mix. They're a mix of Spanish, Spaniards. Între spanioli. Okay. The indigenous Indians of the islands. Indienii indigeni care au trăit acolo pe insulă. And the African slaves. Și sclavii africani. So I have all this blood in my bloodline. Și are tot acest sânge în linia. I have the bloodline of Shem, Ham and Japheth in me. Cred că are din toți, din Sem, Ham și Japhet. So when people ask me, what are you? Și când oamenii mă întreabă, ce ești? White, yes, I know I look white. Știu că arăt alb. Now, yes, I live in America. Și că trăiesc în America. You know what I say? Dar știți ce le răspund? They say, what are you? What race are you? Mă întreabă ce rasă ești. What is your nationality? Care este naționalitatea ta? Who are you? Cine ești tu? I say, I am a Christian. Eu răspund, sunt creștin. Did you get what I said? Înțelegeți? I'm a Christian. Sunt creștin. Even though I carry an American passport. Chiar dacă port cu mine un pașaport american. That's just because I have to, because I live there. Pentru că trebuie să fac acest lucru, pentru că locuiesc acolo. My identification, my passport does not show my loyalty. Pașaportul meu, cartea mea de identitate nu arată loialitatea mea, nu arată cui sunt loial. I'm actually from a different country. De fapt sunt dintr-o altă țară. Okay, I'm from a heavenly country. Sunt din împărăția de sus, din cer. And I'm loyal to that country. Și sunt loial acelei împărății. I'm loyal to that king. Sunt loial acelui împărat. I'm loyal to those laws. Sunt loial acelor legi. Right? I'm a citizen of a different world. Sunt cetățean dintr-o altă lume. So how should we act? Și cum ar trebui să mă comport? Let's finish this up. Să terminăm aceasta. Verse 12 down. Versetul 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering, forbearing one another. That means having patience with each other and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you are called in one body, and be thankful. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. What a high calling, huh? Ce chemare înaltă. But what else? Dar ce altceva? I want to finish this up. Vreau să terminăm acest capitol. Verse 18. Versetul 18. And now remember, as we read this, țineți minte, pe măsură ce citim acest, are we pagans? Suntem noi păgâni? Are we Christians? Sau suntem creștini? You're all quiet. Sunteți foarte tăcuți. We're Christians, right? Suntem creștini, nu? So there's a certain way we act as Christians. Deci este un anumit fel în care trebuie să ne comportăm ca și creștini. And guess where we have to practice being Christians. Deci și cred ghiciți unde trebuie să practicăm cum să fii creștin, unde trebuie să exersăm? In our homes. În familiile noastre. Why is that? De ce este asta așa?
You want to know when you're really, you want to know when your character is revealed the most? Vreți să știți unde se vede cel mai mult caracterul vostru, unde este cel mai mult descoperit? When you have to live in the same house with people. Când trebuie să stai în aceeași casă cu niște persoane. Right? Yeah. Să locuiești în aceeași casă. You know, right now a lot of us are living in the same house. Acum unde stă, aici unde este cazat, sunt mulți care locuiesc în aceeași casă. You know, praise the Lord, it's a blessing to have the Brother Sandor and Bea opening their home to us. Really a blessing. Este o binecuvântare că fratele Sandor și Bea ne-au deschis casa lor. We have a lot of people in the house right now. Sunt mulți acolo în casă acum. And so guess what happens? Și ghiciți ce se întâmplă? You start contact, getting in contact with each other. Începi să te împrietenezi, să se formeze o legătură. And people start rubbing each other. Și după aia încep să se șlefuiască oamenii unul de altul. And as you get rubbed, și pe măsură ce te șlefuiești, it starts not feeling very good. Și începi să nu te mai simți chiar așa de bine. Yes, starts feeling worse. Începe să fie tot mai rău. Worse. Și mai rău. Right? Așa e? And people start saying, stop! Și oamenii încep să spună, oprește-te! I found it very interesting. Mi se pare foarte interesant. To kind of just watch. Numai ca să stai să observi aceste lucruri. I'm getting along with everybody. Pentru că eu mă înțeleg bine cu toată lumea. I get along with everybody in the house. Mă înțeleg bine cu toți din casă. It's been a blast. I just, you know, smile. Chiar a fost o plăcere, doar zâmbesc și totul bine. That's because I'm used to it. I have a wife and children. El este obișnuit, are o soție și copil. So I have a lot of activity in my house. Și are multă activitate în casă. So it kind of it teaches you how to calm down. Și cam te obișnuiește cum să fii calm și să. I've learned how just to get, you know, just get used to, just go with the flow. In other words, that means is you know. Să se lasă dus de să meargă cu valul, să nu se mai agite atât, să nu se mai streseze. You gotta learn to relax. Să se mai relaxeze, să mai degajeze. You know, be patient. Și să aibă răbdare. Things don't always happen the way you want them to happen. Okay? Lucrurile nu se prea întâmplă cum vrei tu să se întâmple. Doesn't work that way. Dar atunci lasă să se întâmple cum merg ele, natural. So you have to learn how to loosen up. Trebuie să înveți cum să te destinzi. And so it's very interesting that when you live in a home, este foarte interesant că atunci când locuiești într-o casă, that's what really reveals who you are. Acolo se vede cu adevărat, se descoperă cu adevărat cine ești. You understand what I'm saying? Înțelegeți ce spun? You want to know where you're weak? Dacă vrei să știi unde ești slab, care ți-s slăbiciunile, live in a home with somebody. Mută-te să locuiești într-o casă cu cineva. And then you have two choices. Și atunci vei avea două variante. Okay, this is what I'm saying. This is serious. Ascultați ce spun, este foarte serios. A lot of people struggle. Foarte multe persoane au probleme. And when you see your character defects, când vezi că sunt lucruri în caracterul tău care trebuie reparate, you have one of two choices. Ai una din cele două variante. Either learn how to overcome them. Ori înveți cum să biruiești acel lucru. And learn how to get along with people in the world. Și înveți cum să te înțelegi cu oamenii din lumea aceasta. Or you learn how to keep your character defects. Sau înveți cum să îți păstrezi defectele de caracter. And you find yourself more and more alone. Și devii tot mai singur. Right? Așa e? You find yourself more and more secluded. Și vezi că te izolezi tot mai mult. So we need to learn how to be able to be large-hearted. Trebuie să învățăm să avem o inimă foarte mare. And large-minded. Și mintea foarte deschisă. It's not always my way. Okay? Nu este tot timpul cum vreau eu. Okay? Life is a give and take. You have to learn how to get along with people. În viață trebuie să dai și să primești. Trebuie să înveți să relaționezi, să te înțelegi cu oamenii. But what about marriage? Does that happen in marriage too? Dar ce e cu căsătoria? Se întâmplă așa și în căsătorie? You know, I wasn't planning on talking about this. So I was going to talk about the daily. Nu mi-am planificat să vorbesc despre asta, trebuia să vorbesc despre necurmată. But you know what the daily is? Dar știți ce este necurmata? The daily is paganism. Este păgânismul. It's the principle of self-exaltation. Este principiul înălțării de sine. So we might have the correct understanding of prophecy when it comes to the daily. Deci putem noi să avem o înțelegere corectă a profeției când vine vorba de necurmată. I believe the daily is paganism. Cred, deci înțeleg că necurmata este păgânismul. But you still might have the daily in your heart, right?
Dar încă poate ai acea necurmată, acel păgânism în inima ta. God needs to take away the daily out of your heart. Dar Dumnezeu trebuie să ia această necurmată, acest păgânism din inima ta. Are you understanding this? Înțelegeți asta? And let me just give you a clue, or just let me give you some insight. Lăsați-mă să vă dau un indiciu. As to what destroys marriages. Legat de ce distruge căsniciile. What destroys friendships? Ce distruge prieteniile? And what destroys relationships? Și ce distruge relațiile? It's one word. Este un singur cuvânt. Eul. Self. Eul. Selfishness. Egoismul. It's all about me. Totul este despre mine, tot timpul eu. My way. Cum vreau eu să fie? The husband says, my way. Soțul spune cum vreau eu, așa să fie. The wife gets frustrated. Soția devine frustrată. She says, no, it's my way. Și spune, nu, vreau cum să fie cum doresc eu. What do children do? Și ce fac copiii? My way. Spun tot la fel, să fie cum vreau eu. She have all these people fighting in the house. Și se ceartă toți în casă. My way. Fiecare vrea cum no, vrea my el. Way. Nu că, cum vreau eu. No, my way. Nu cum vreau eu. Right? And it's sad. Și e trist. I'm not laughing. Eu nu râd. I've pastored 4 churches in my life so far. Am fost până acum pastor la 4 biserici până acum în viața mea. I've seen enough misery. Și am văzut suficientă mizerie. Just in the last 7 years of doing pastoral work. Doar în ultimii 7 ani de când sunt pastor. To last the rest of my life. Am văzut destulă mizerie ca să mi ajungă pentru toată viața. A bunch of selfish people. O grămadă de oameni egoiști. A bunch of adult children. O grămadă de copii. Adulți. Da, adulți care gândesc ca copii. Am I making some sense to you? Vi se pare că are logică ce spun? So what's the answer? Și care este soluția? What is the solution? Da, care este răspunsul, soluția? Verse 18. Versetul 18. Down to verse 21. Până la 21. Wives. Nevestelor. Submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. Fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Husbands. Bărbaților. Love your wives and be not bitter against them. Iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Children. Copii, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Fathers, părinților, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Nu întărâtați pe copiii voștri la mânie, zice în engleză, ca să nu-și piardă nădejdea. This was written 2000 years ago. Aceasta a fost scris acum 2000 de ani. But guess what? Dar ghiciți. Human beings haven't changed. Ființele umane nu s-au schimbat. So therefore the counsel still applies. Deci sfatul încă se aplică. All right, so I don't want to give a whole lecture on family counseling right now. Nu vreau să țin o prezentare doar despre consiliere familială acum. So rather than trying to go and explain all this to you. Dar în loc să încerc să vă explic toate aceste lucruri. You go back and study it for yourself and pray and obey, okay? Pray and obey this. Studiați voi înșivă acest paragraf și ascultați, faceți ceea ce scrie aici. Okay? There are different roles. There are different roles for Sunt men, women and children. Roluri diferite pentru bărbați, pentru femei și pentru copii. Fiecare are alt rol. Okay? Women are not men. Femeile nu sunt bărbați. Men are not women. Bărbații nu sunt femei. Children are not parents. Copiii nu sunt părinți. Parents are not children. Și părinții nu sunt copii. Right. There's different roles. Fiecare are rolul lui. God is the head. Dumnezeu este capul. The Bible says that it's Christ. După aceea este Hristos. And it's man. Apoi este omul. And it's woman. Și apoi este femeia. And it's the children. Și apoi sunt copiii. Let me explain something here. Și să vă explic ceva aici. That does not mean that each one oppresses the other. Asta nu înseamnă că fiecare îl persecută, îl apasă pe celălalt. God the Father does not step on Christ. Tatăl nu calcă peste Iisus, nu îl opresează. The Bible says that God the Father nu îl asuprește. Exalted Christ. Ci spune că Tatăl l-a înălțat, l-a ridicat pe Iisus. Are you all with me? Înțelegeți? So God the Father is the head.
Dacă tatăl este capul, but he takes his son and he exalts his son. Dar și îl ia pe fiul și îl înalță, îl ridică. Christ is the head of the human race. Isus este capul rasei umane. He's the God man. He's divine, but he's also human. El este divin, dar este și uman. Okay. Este omul Dumnezeu. But does Jesus step on the man? Dar Dumnezeu, Isus a călcat în picioare omul? What does he do? Ce a făcut? He lifts man up. El a înălțat omenirea. Man is the head of the woman. Bărbatul este capul femeii. That means the man is the boss in the house. Înseamnă că bărbatul este șeful în casă. All right? Many women don't like that. La multe femei nu le place acest lucru. But that's the fact. Man is the boss. Dar acesta este faptul. Bărbatul este șeful. But here's the issue, men. Dar aici este problema, bărbaților. You're not to be a worldly boss. Nu trebuie să fiți un șef, un conducător lumesc. Do this. Care să ordone, fă așa, fă aia. Okay? Să vă comportați așa. Man's the head? Dacă bărbatul este capul, he's over woman. Înseamnă că el este deasupra femeii. Who's our example? Dar cine este exemplul? Christ. Isus. Christ lifts up humanity. Hristos înalță umanitatea. What are men supposed to do for their wives? Deci ce ar trebui să facă bărbații cu femeile lor? We are to lift our wives up. Trebuie să le înalțe, să le ridice. Okay? We're to help them. Să le ajute. The Bible calls them the weaker vessel. They're weaker than us. Spune că ele sunt vase mai slabe, sunt mai slabe decât bărbații. That's just a fact. Women are weaker physically. Ele sunt mai slabe din punct de vedere fizic. Weaker women are weaker emotionally as well. Dar sunt mai slabe și din punct de vedere emoțional. And they need strength. Și au nevoie de putere. We are to be their strength. Bărbații trebuie să fie puterea lor. You know, and some strong women. Și unele femei foarte puternice. Oh, men won't be my strength. Spun, bărbatul nu va fi niciodată puterea mea. Maybe that's why some women never get married. Poate de aceea unele femei nu se căsătoresc niciodată. But whenever I see, whenever I talk to counsel families and these things. De câte ori vorbesc cu familii și le consiliez. You know what women are really looking for? Știi ce caută de fapt femeile? They're looking for strength. Ele de fapt caută putere. They're looking for a strong husband. Caută un soț puternic. Who loves them. Care le iubește. Who can put an arm around them and protect them. Care poate să pună brațul în jurul lor și să le protejeze. Can help to guide them. Care le poate ghida. And she can lean on him. Și ea se poate sprijini pe el. Okay, men. Amin. Look around. You see all the women doing this? Ah, yeah. Da. Toate femeile fac așa. Okay. Observați bărbaților, că așa fac toate femeile. Are you understanding this? Înțelegeți acest lucru? And men, și bărbații, are not looking for women to be their mother. Nu caută o femeie care să fie mama lor. You try to mother your husband? Dacă începi să te comporți ca o mamă cu bărbatul tău, toată ziua faci așa. You know what happens? Știți ce se întâmplă? Your husband won't come home. Bărbatul nu va mai vrea să vină acasă. He'll work all day long. Va lucra toată ziua. And he'll find other things to do. Și după aia va mai găsi ceva să facă. He'll say, you know what? I gotta go shopping too. Yeah, cred că trebuie să mă mai duc și la cumpărături. That's right. And then. Și tot găsește ceva. So women. Deci femeilor. The men. The men are going to. Right. Bărbații fac la fel. All right. So if you want your wife, if women, if you want your husbands to come home. Femeilor, dacă vreți ca bărbații voștri să vină acasă. Be sweet. Fiți drăguțe, fiți amabile, dulci. I am blessed with a sweet wife. Eu sunt binecuvântat cu o nevastă foarte dulce. I have no problem coming home. N-am nicio problemă să mă duc acasă. Matter of fact, I miss my family when I'm gone. Deci mi-e foarte dor de familia mea când sunt plecat. I hardly have any friends. De-abia am prieteni. Because I spend my time with my wife. Pentru că îmi petrec timpul cu soția mea. And people say, come on, let's go do this, let's go do that. Și alții tot mă cheamă, hai să mergem acolo, să facem mai, să aia. No, I'm spending time with my family right now. I enjoy time with my family. El zice, nu, prefer să stau cu familia mea. Mă bucur atât de mult să stau cu familia mea. All right. And also mothers. Și de asemenea mamelor. This is the last one. Aceasta este ultima. Mothers are to be the head of the children. Mamele trebuie să fie capul copiilor. To do what? Ca să facă ce? To step on them? Ca să-i calce în picioare? Or to help them to be Christians? Sau ca să-i învețe să devină creștini? Okay. And remember, children. Și țineți minte, copii. You're not the parent. Copii, voi nu sunteți părinții. If children want to be the parent?
Dacă copiii vor să fie părinți, then go get a job. Atunci să meargă să ia un loc de muncă. And go get your own house. Și să ia casa lor. Amen. Amin. Okay? As long as a child is in your house, atâta timp cât un copil trăiește în casa ta, you are to be the parent. Voi sunteți părinții. And they are to obey. Și ei trebuie să asculte. Now that does not mean that your rules should be hard and make their life miserable. You don't want to do that. Nu înseamnă că regulile voastre trebuie să le facă viața mizerabilă, să fie așa de grele. But children must learn to obey. Dar copiii trebuie să învețe să asculte. If they're not obeying, dacă nu ascultă, you're the problem. Voi sunteți problema. Okay? There's no reason why a child should be allowed to disobey. Nu există niciun motiv pentru care ar trebui să îngăduim unui copil să fie neascultător. You should have only a few rules, not a lot of rules. There's a few rules. Trebuie să aveți doar puține reguli, câteva reguli. But when you make a rule, și când faceți o regulă, it should be a law. Trebuie să fie lege. Okay? It can't be broken. Nu se încalcă. So for our children, deci pentru copiii noștri, right now we have small children. Acum poate avem copii mici, pentru copiii lui au acum copii mici. We only have a few rules. Avem doar câteva reguli. But we have two main rules in our home. Dar avem două reguli de bază în căminul nostru. Okay, two main rules in our home. Două reguli de bază în căminul lor. Obedience. Ascultarea. And courtesy. Și curtenia, să fim politicoși, politețea. Those are the two rules. Acestea sunt cele două reguli. And we make them obey. Și îi facem să fie ascultători. But we love our children. Dar îi iubim. Okay, we spend time with our children. Petrecem timp cu ei. We enjoy each other, each other's family, each other's company. Ne bucurăm fiecare de compania unul altuia. But when it comes time to obey, dar când vine vorba ca să fie ascultători, okay, and father says, și tatăl spune, fiule, it's time to obey now. Acum trebuie să asculți. A mother says, son, daughter, it's time to obey. Și mama spune, acum e timpul să asculți, să fii ascultător. Our children know it's time to obey. Copiii știu că este timpul să fie ascultători. And they obey. Și ei sunt ascultători. Okay? It starts when they're real small. Înveți deja acest lucru când sunt foarte mici. Don't expect your children to obey when they're 16. Nu vă așteptați ca copiii voștri să fie ascultători când au 16 ani. If they were not learning to obey you when they were 1 year old. Dacă nu au început să învețe acest lucru când aveau un an. Okay? You need to train your children to obey. Trebuie să vă antrenați, să vă educați copiii ca să devină ascultători. That's what I'm saying. Ascultați ce vă spun. Your children need to learn to obey. Copiii trebuie să învețe să asculte. And to be respectful. Și să fie respectuoși. Okay, they need to respect you. Trebuie să vă respecte. I hear a lot of children being very disrespectful to their parents in different places I go. Aud foarte mulți copii care sunt foarte lipsiți de respect față de părinții lor peste tot pe unde merg. This amazes me. Mă uimește. Children are allowed to talk to their parents any way they want. This is amazing. Că părinții le permit copiilor să vorbească cu ei cum vor, oricum. They're allowed to talk back. Li se permite să răspundă înapoi. They're allowed to even say things to put their parents down. This is amazing to me. Li se permite și să spună lucruri prin care își doboară părinții, prin care îi fac să își înjosesc părinții. Let me just explain something just very quickly before. Și lăsați-mă să explic ceva foarte pe scurt. Is that and we're going to have to pick this up, I guess, in the next lecture. Cred că vom continua acesta în următoarea prezentare. But maybe these things were more important to talk about right now. Dar poate că aceste lucruri au fost mai important ca să vorbim despre ele acum. So maybe there are people that are struggling with this stuff. I don't know. Poate sunt aici persoane care se luptă cu aceste lucruri. I want to share something before we end. Dar vreau să vă împărtășesc ceva înainte să încheiem. Does anyone know what the purpose of being a Christian parent is? Știți care este scopul în a fi un părinte creștin? De ce trebuie să fii un părinte creștin? Do you know why God put you with authority over your child? Știți de ce Dumnezeu v-a dat autoritate asupra copiilor voștri? Do you know what the whole purpose is? Știți care este tot scopul? Praise Him for God. You know that they're not your children, right? Știți că nu sunt de fapt copiii voștri, nu? Okay. No, they belong to God. Ei aparțin lui Dumnezeu. They're only being loaned to us for a short time. Doar ne sunt împrumutați pentru o scurtă perioadă de timp. We are being given a privilege. Și nouă ni se dă privilegiul of training them for a different kingdom. Okay? Ca să îi pregătim pentru o altă împărăție. How many of you want your children to go to heaven?
Câți dintre voi vreți ca copiii voștri să ajungă în cer? You want your children to go to heaven? Vreți acest lucru? What is heaven like? Cum este în cer? Cum este cerul? We know a little bit from the Bible what it's like. Știm puțin din Biblie cum este acolo. We know a little bit from the spirit of prophecy. Știm puțin și din spiritul profetic. What is heaven like? Cum este cerul? Cum este în cer? Big family. Like is in the family. Okay, is a happy family. Okay, so in other words, so okay, so a happy family. Deci este o familie fericită. Ce altceva? Okay, is order and discipline. Okay. Este ordine și disciplină. What else? What else is in heaven? Sunt reguli în cer. Okay, rules. Okay, what else? What else? What is the society like? Cum este societatea de acolo? In harmony. It's harmony. Harmony. Yes. What do you think the people act like in heaven? What do you think cum credeți că se comportă oamenii în cer? Cum credeți că se comportă îngerii? Nicely, kindly. So they're kind, they're courteous, they're nice. Sunt politicoși, sunt drăguți. You think everybody's smiling in heaven? Credeți că toată lumea zâmbește în cer? Do you think there's love in heaven? Credeți că există dragoste în cer? Do you think there's peace in heaven? Credeți că există pace? Is there order in heaven? Este o ordine. Okay. So what should that tell us that we need in our homes? Ce ar trebui să ne spună acest lucru despre cum ar trebui să fie în căminele noastre? If we're to be training our children for another society, dacă noi ne pregătim copiii pentru o altă societate, we want to get them used to it, right? Vrem să-i ajutăm să se obișnuiască cu acea societate. So what do we need in our families? Deci ce avem nevoie în societatea noastră? The same thing, right? Același lucru. Courtesy. Curtenie, politețe. Smiles. Zâmbet. Okay. Smiles. Zâmbete, zâmbete. Being polite. Politețe. Love. Dragoste. Peace. Pace. Order and discipline. Ordine și disciplină. Are you understanding this, friends? Înțelegeți? You see, and what Satan is doing? Și ce face Satana? Is he's causing young people? Face ca tinerii. Their characters to be developed. Caracterele lor să se dezvolte. So that they are totally opposite from heavenly society. Ca să fie exact opus față de cum ar trebui să fie societatea din cer. Right? Așa e. And now in the character of the youth. Și acum, dacă ne uităm la caracterele tinerilor. Look in society. Uitați-vă doar în lume, în societate. Look in the church. Uitați-vă și în biserică. Look at the youth in our churches. Uitați-vă la tineretul bisericii noastre. What do you have? Ce avem? Do you have order and discipline? Avem ordine și disciplină? Do you have peace and courtesy? Este pace și curtenie, politețe? Do you have respect and love? Aveți respect și dragoste? You have opposite qualities. Avem de obicei calități opuse. You have malice. Avem răutate. And deception. Și înșelăciune sau and lust. Și păcat, nu? And impurity. Necurăție sau poftă, poftă, ok, nu știam exact, and poftă. And you have impurity. Și avem necurăție. And you have foul mouths. What? Foul mouth. Gură murdară. Guri... Vorbe murdare. And you have a lack of respect. Și avem o lipsă de respect. A lack of courtesy. Și o lipsă de curtenie, de politețe. A lack of order and discipline. O lipsă a ordinii și disciplinii. You want to know why? Discipline. You want to know why? Vreți să știți de ce? Because that's what they have in their homes. Pentru că asta văd acasă. Asta au în familiile lor. Amen. Așa e. So the question might be asked. Deci întrebarea poate fi pusă. Who's going to be saved? Cine va fi mântuit? Something better change in our families. Ceva trebuie neapărat să se schimbe în familiile noastre. Let me tell you something. Dați-mi voie să vă spun ceva. God is not playing games. Dumnezeu nu se joacă. God is not playing games with us. Dumnezeu nu se joacă cu noi. God will destroy sin. Dumnezeu va distruge păcatul. And God will destroy sinners. Și Dumnezeu va distruge pe păcătoși în iazul de foc. This wickedness, această nelegiuire, will never enter into the kingdom of God. Nu va intra niciodată în împărăția lui Dumnezeu. So something better change. Deci ceva ar trebui să se schimbe. You understand this, friends? Înțelegeți aceasta?
God is setting before our people life and death. Dumnezeu pune în fața poporului nostru viața și moartea. Blessing and cursing. Binecuvântarea și blestemul. I want to close out. Vreau să închid, să închei. Because obviously the Lord has redirected this talk. Se vede că Dumnezeu a redirecționat această prezentare. And if some of you are feeling uncomfortable right now, și dacă unul dintre voi vă simțiți neconfortabil acum, I say praise God. Stânjeniți. I can say praise the Lord. Spun laud pe Dumnezeu. It means that something is wrong and needs to be changed. Înseamnă că ceva este greșit și trebuie schimbat. Revelation chapter 21. Apocalipsa capitolul 21. Verses 7 and 8. Versetele 7 și 8. And notice this, friends, this stuff is not going to heaven. Să vedem ce nu va intra în cer. Revelation chapter 21. Apocalipsa 21, capitolul 21. I have to say, friends, I have to say something that I have to say something. Trebuie să vă spun ceva. That when I see the condition of our people, când eu văd starea poporului nostru, I have a real burden on my heart. Am o durere în inimă. Because I don't see our people ready for coming of Jesus. Pentru că eu nu văd poporul nostru gata pentru revenirea lui Isus. I don't care about all the high profession. Nu mă interesează toate profesiile înalte pe care we are God's avea. People. Pretențiile înalte pe care le avem. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. We believe the truth. Noi credem adevărul. We keep the Sabbath. Ne ținem sabatul. Doesn't matter. Nu contează. God is looking for character. Dumnezeu se uită la caracter. Revelation caută caracterul. Revelation 21 verse 7 and 8. Versetele 7 și 8 din Apocalipsa 21. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers, sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. And then Revelation 22. Și apoi Apocalipsa 22. And verse 14 down. De la versetul 14 în jos. 14 and 15. 14 și 15. Blessed are they that do his commandments, that they may have a right to the tree of life, and may enter into the gates into the city. For without are dogs, sorcerers, whoremongers, murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. În limba engleză este chiar un pic diferit. Ferice de cei ce spală hainele, în engleză de cei care împlinesc poruncile, așa scrie, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Verse 16 down. Și versetul 16. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. The spirit and the bride say, come. Let him that heareth say, come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Read down to verse 20, please. Deci până la versetul 20. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la, ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și
Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. As we prepare to close, pe măsură ce ne pregătim să încheiem, the teaching of the daily, învățătura legată de necurmată, the teaching of paganism, învățătura despre păgânism, is really the principle of self-exaltation. Aceea este de fapt principiul înălțării de sine. Today, azi, as we come back and study the prophecy, când ne vom întoarce să studiem profeția, this morning, în această dimineață, it is even more important, este chiar mai important that we understand, ca să înțelegem that the principle of self-exaltation, că principiul înălțării de sine must be crucified in our lives. Trebuie crucificat în viața noastră. Jesus is soon to come. Iisus revine curând. He wants to save his people. Și vrea să salveze poporul. But he cannot save pagans. Dar nu poate salva păgânii. He must have children. Trebuie să aibă copii. Verse 21. Versetul 21. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Să ne rugăm. Our dear Heavenly Father, Tatăl nostru drag din cer, it seems that we went a little off topic today. Se pare că am deviat puțin de la subiect în această dimineață. But I pray that you would help us to have open eyes. Dar te rog, ajută-ne tu să avem ochii deschiși. To see that the things that we spoke about right now, ca să vedem că lucrurile despre care am vorbit acum, are all part of the same subject. Sunt toate de fapt parte din același subiect. This is the topic of the daily. Acesta este subiectul necurmatei. It is paganism. Este păgânismul. It is self-exaltation. Este înălțarea de sine. It is self-worship. Este închinarea la eul nostru. And Lord, just like you took the daily away, și Doamne, așa cum Tu ai îndepărtat necurmata, paganism was taken out of the way, și a fost îndepărtat păgânismul, and in ancient times, în timpurile vechi, there was another system set up in its place. Și a fost pus un alt sistem în locul lui. But in our lives today, dar în viețile noastre azi, we pray that you would take away paganism in our lives. Te rugăm să iei tu păgânismul din viața noastră. We pray that you would take away self out of our lives. Să înlături tu eul din viața noastră. Please take away sin, anger, and selfishness. Te rog să înlături tu păcatul și mânia și egoismul. Impurity, filthy talk. Și necurăția și vorbele nepotrivite. Anger and hatred. Și mânia și ura. Please take away from our families disrespect and lack of courtesy. Și te rog, înlătură tu din familiile noastre lipsa de curtenie și de respect. And I pray that you would take these things away. Și te rog să îndepărtezi tu aceste lucruri. And I pray that you would set up in its place. Și te rog ca să pui tu în locul lor the kingdom of Christ. Împărăția ta. And that his love and his peace. Și dragostea ta și pacea. His joy, his courtesy. Și bucuria și politețea. His kind words. Și cuvintele sale blânde. His pure thoughts. Și gândurile pure. His patience. Și răbdarea Domnului Iisus. That these things would be in our hearts. Ca aceste lucruri să fie în inima noastră. This would be in our lives. Ca aceasta să se vadă în viața noastră. That your peace would be in our homes. Ca pacea ta să fie în căminele noastre. That you would help us to love one another in our families. Ca tu, ajută-ne tu să ne iubim unii pe alții în familiile noastre. Please help children to respect and obey their parents. Te rog, ajută-i tu pe copii să-și respecte și să asculte de părinții lor. Please help wives to love and respect and obey their husbands. Te rog, ajută tu pe soții să își iubească și să-și respecte și să asculte de soții lor. Help the wives to be courteous and gentle and kind. Ajută tu pe soții să fie politicoase și blânde și amabile cu soții lor.
But I also pray for the men. Dar de asemenea mă rog pentru soți, pentru bărbați. And I pray for husbands to realize who they really are in Christ. Și mă rog pentru acei soți care realizează cu adevărat, conștientizează care este rolul lor în Hristos. And help the husbands to be patient and kind. Și ajută-i pe ei să fie răbdători și blânzi. To be loving to their wives and children. Să fie plin de dragoste față de soțiile lor și de copiii lor. To be courteous and strong. Să fie curtenitori și puternici. And I ask and pray that all of our families. Și mă rog și te îți cer, Doamne, ca întreaga noastră familie would be led to the feet of Jesus. Să fie conduse la picioarele lui Isus. That we might be broken in heart. Ca inimile noastre să se zdrobească. That we might be converted. Și să fim convertiți cu adevărat. And I pray that you would heal some of the homes in here. Și te rog, Doamne, vindecă tu căminele din care sunt prezente aici. I don't know the people in this room. Eu nu cunosc oamenii din această încăpere. I don't know what's going on in people's homes. Nu știu ce se întâmplă în căminele lor. But I know human nature. Dar știu cum este natura umană. And there are areas where we all struggle. Și știu că sunt zone în care fiecare avem probleme. So I pray for the husbands and wives in here. Deci mă rog pentru soții și soțiile care sunt aici prezente. And if anybody has not been a Christian to each other. Și dacă până acum nu au fost creștini unul față de altul. Maybe there is some strain in the relationships here. Poate că sunt niște probleme în relațiile de aici. Maybe words have been spoken that have hurt feelings. Poate că s-au spus cuvinte care au rănit sentimentele. Please help the husbands and wives and the children to be humble. Te rog, ajută tu pe soți, pe soții și pe copii să fie umili, smeriți. To show courtesy to each other. Să arate curtenie și politețe unul față de altul. To apologize for what they've done to each other. Să-și ceară iertare pentru lucrurile pe care le-au făcut unul față de altul. To ask each other for forgiveness. Să-și ceară iertare, să... And I pray that you would convert them. Și te rog, Doamne, convertește tu. And help us all to be saved. Și ajută-ne pe toți ca să fim mântuiți. We thank you for the Sabbath. Îți mulțumim pentru acest sabat. Please continue to be with us throughout the rest of the day. Te rog, continuă tu să fii cu noi pe parcursul zilei. And bless your people, I pray. Și binecuvântează poporul tău, te rog. In Jesus' name I pray. În numele lui Isus. Amen. Amin.